Manifestările culturale dedicate ocrotitorilor spirituali ai învățământului teologic au continuat astăzi la Galați cu simpozionul interliceal Misiunea Sfinților Români în lume după modelul Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul a fost prezidat de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Simpozionul s-a desfășurat în sala Episcop Chesarie Păunescu a centrului eparhial și a reunit prin intermediul unei platforme de comunicare online profesori de la Seminarul Teologic Ortodox din Galați, elevi și cadre didactice de la licee Gălățene, Brăilene și Tecucene. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre modelul de trăire și educația aleasă a Sfinților Trei Ierarhi, evidențiind prietenia dintre aceștia ca model al prieteniei dintre tinerii de astăzi și ca răspuns la provocările lumii contemporane. În continuare, poetul Viorel Dinescu a recitat poezii cu mesaj religios din creația poetului basarabean Grigore Vieru, dar și din creația proprie. Cu mare bucurie am participat la simpozionul dedicat Sfinților Trei Ierarhi, cu participarea a foarte mulți elevi foarte buni care și-au expus punctele de vedere și din discuțiile pe care le-am avut se vede că elevii cunosc bine lecțiile de religie, lecțiile fundamentale. Un merit aparte și un punct luminos se cuvine al atribui moderatorului acestei acțiuni. Este vorba de un alt preasfinția sa, doctor Casian Crăciun, care a și încurajat cultura religioasă a elevilor participanți. Deci a fost un curs mai multe adâncimi, încât îl putem situa la un nivel superior și se pare că e nevoie de astfel de lecții. În partea a doua a simpozionului, tinerii participanți au prezentat aspecte semnificative din viața, opera și activitatea marilor dascăli ai lumii și ierarhi, modele pentru cei aflați în formare, pentru familiile lor și pentru societatea de astăzi. Simpozionul anual închinat Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii școlilor teologice, a adunat astăzi, pe lângă elevii seminarului, ca organizatori, 10 colegii și licee din eparhia noastră. Elevii îndrumați de profesorii acestora au întocmit lucrări care au fost prezentate în fața înalt preasfințitului. Aceștia s-au străduit și ne-au arătat întâi de toate voiciunea cu care tinerii se prezintă înaintea tuturor. Ne-au arătat totodată și modelul demn de urmat al Sfinților Trei Ierarhi. Pentru mine, cei trei Sfinți Ierarhi reprezintă modele pentru creștini. M-a impresionat în mod plăcut Sfântul Vasile cel Mare, care a îmbinat cuvântul cu fapta. Și sunt de părere că este un model pentru creștini, deoarece, ca bun creștini, pentru a ne apropia de Dumnezeu, nu trebuie doar să ne rugăm, să-i fim alături doar prin cuvânt, ci și prin fapte. Îndemnul meu ar fi să ne căutăm mai mult o comoară sufletească, mai ales noi cei tineri, pentru că lucrurile materiale vin destul de ușor dacă suntem alături de Dumnezeu și dacă El vrea să le avem. Sfântul Ioan Iacob Ozevidu ne spune așa: deșteaptă-te, creștine, din somnul cel de moarte, la care te adânciră păcatul ce-ai făcut. Acum, sosit ceasul, să te trezești la viață, să nu mai faci păcatul pe care l-ai făcut. Războiul este mare, e lung și nevăzut, sfârșit și capăt n-are, chiar până la mormânt. În încheiere, tinerii și-au exprimat bucuria și recunoștința pentru participarea la această manifestare culturală, considerând-o o adevărată lecție de educație.